Anul acesta, Alexandra nu mai are cum să se bată pentru podium după ce a pierdut 5 etape din competiție. Ea este însă într-o formă sportivă excelentă, iar timpul în care a stat departe de Formula 4, un an și jumătate, nu a afectat-o. Pentru acest sezon are ca obiectiv să termine în primii 15, iar în sezonul viitor are ca țintă chiar primul loc. După un an și câteva luni de pauză, deja ne cam pierduserăm speranța că o să mai pot să concurez vreodată pentru că nu mai erau bani și trecuse foarte mult timp. Dar am avut noroc și am găsit finanțare de la un domn din Anglia care mi-a plătit practic primul test și a decurs foarte bine, mult mai bine decât mă așteptam. Am readaptat foarte, foarte rapid cu mașina și timpii au fost destul de buni, mecanicii au fost mulțumiți, echipa a fost mulțumită. Tatăl sportivei crede cu tărie că micuța Häkkinen are șanse reale de a ajunge în Formula 1. Noi cunoaștem fetele care au vârsta ei. Asta de-am întrebat. Sunt vreo 3, da, 4 de fapt. E Alexandra, e Sofia Flörsch din Germania, Kerry Schreiner din Germania și Marta Garcia din Spania. Toate au 16 ani, toate alergă anul ăsta în diferite campionate de Formula 4, da? Sincer și personal, cred că două sunt care au șanse reale, dacă au și finanțare, adică Sofia Flörsch din Germania și Alexandra. De ce? Pentru că nu vreau să fiu răutăcios, dar celelalte două nici nu pilotează foarte bine și mai ales nu arată foarte bine. Alexandra va reintra în circuitul Formulei 4 la finele lunii iulie.